E o vorbă care spune, mai bine citești 5 cărți de 2 ori decât 10 cărți odată. Și asta dintr-un motiv foarte simplu. Când citești o carte odată, prinzi ideea principală, dar nu-ți rămâne neapărat foarte mult în cap. Dacă îți place foarte mult o carte și rezonezi cu ea, o citești de mai multe ori și vei înțelege de fiecare dată altceva. O carte conține foarte multă informație. Să o citești o singură dată, nu parcurgi, nu reții, nu asimilezi tot. Și tocmai de asta astăzi vă recomand 5 cărți pe care eu cred că ar trebui să le citiți în 2022. Să-i dăm drumul. Prima carte pe care vi-o recomand este o carte de care, sincer, am cam fugit. E o carte pe care am văzut-o pe toate gardurile când a apărut. Foarte mult marketing în spatele ei, motiv pentru care am ezitat să o citesc, pentru că am crezut că este încă o carte de self-help, știi? Din miile și miliardele care deja există. Într-un final însă am citit-o și, sincer, chiar m-a impresionat. Este o carte foarte bună. Se numește Atomic Habits și cred că ar trebui să o citiți. În cartea asta, autorul James Clear îți explică niște, mă rog, te face să vezi de fapt care sunt obiceiurile nocive pe care le ai și pe care le-ai dobândit și cum să ți le transformi în obiceiuri benefice, în obiceiuri bune care te vor duce către ceea ce vrei să obții în viață. Adică nu ai idee cât de mult timp pierzi în fiecare zi pe social media sau la televizor sau făcând lucruri care nu sunt productive, nu te ajută cu absolut nimic. O, dacă vrei să dai randament, dacă vrei să câștigi la capitolul viață, ar trebui să zdrămuiești timpul mai eficient și ar trebui să ai obiceiuri mai bune, mai benefice, obiceiuri care să te transforme în persoana care vrei să devii. Vă dau un exemplu concret. De vreo câteva luni am început să fac dușuri reci dimineața. Duș rece în fiecare dimineață. Și la început a fost foarte greu. Adică, nu vă spun, corpul meu, care era adormit, proaspăt ieșit de sub plapumă, nu avea chef să intre în duș rece. Adică fiecare fibră a corpului meu spunea, nu mai intra în duș, e nașpa, e frig. Când pică apa rece dimineața pe tine, e un sentiment oribil. Dar am făcut-o din nou și din nou și din nou și din nou, iar astăzi am un obicei, am dobândit un nou obicei, obiceiul de a face duș dimineață și după cum o să vedeți și în cartea asta, sunt niște trigăre pe care trebuie să fii atent. Adică, eu, de exemplu, mă trezesc dimineața, mă duc la baie, când mă ridic de pe WC-ul, știu că trebuie să intru în duș. Adică corpul meu deja o ia dreapta către duș, automat face chestia asta. Dar ăsta este un obicei pe care l-am dobândit. Nu l-aveam, l-am dobândit. Și da, cartea asta m-a ajutat să fac acest lucru. Deci da, Atomic Habits de James Clear, citiți-o, este foarte mișto, o găsiți în română și merită. O găsiți și pe Audible dacă vreți să o ascultați. Să știți că astea sunt unele din cărțile pe care eu, de exemplu, le recitesc. Adică mi-am dat seama că de multe ori din prima citire nu reții atât de mult pe cât ai vrea. Și din a doua citire a unei cărți grozave, vei înțelege mult mai mult din acea carte. Și sunt unele cărți cu care rezonez foarte puternic și pe care le revăd din nou și din nou și din nou, pentru că îmi place filozofia din cărțile respective, îmi place modul de gândire și vreau să asimilez lucrurile alea, vreau să devin și eu un om care gândește așa. Motiv pentru care le recitesc din nou și din nou. Pe asta, de exemplu, am citit-o de două ori. Altă carte pe care am citit-o de două ori și pe care vă recomand și vouă este una pe care nu o am în formă fizică, o am doar în formă de audiobook. Se numește Never Split the Difference a lui Chris Voss. Nu știu cum e în română, probabil, habar n-am că nu am citit-o în română, dar asta este cartea în engleză. O găsiți voi în română dacă vă interesează. Chris Voss este autorul. Tipul ăsta este un fost negociator al CIA-ului. Și omul, de-a lungul carierei sale, a negociat cu teroriști, cu răpitori și a ajuns la niște concluzii foarte interesante legate de negociere în general și cum negocierea te ajută în viața de zi cu zi. Și cartea asta descrie niște tehnici foarte interesante
de a negocia și de a face față unor situații anume în care ești pus. Cea mai probabil spui, de machie, dar eu nu negociez în viața de zi cu zi. Și eu te-aș contrazice. Negociem în fiecare zi, să știi. Fie că îți vinzi mașina, fie că cumperi o mașină, fie că vrei să îți vinzi apartamentul, să cumperi ceva de pe OLX, e o negociere. Negociezi în fiecare zi cu soția sau cu soțul. Negociezi în fiecare zi cu copiii, dacă ai așa ceva. Adică negocierea se aplică în foarte multe circumstanțe. Negociezi la servici, în momentul în care vrei să obții o mărire de salariu. Trebuie să știi cum să ceri treaba asta. Și cartea asta te va ajuta. Este foarte interesantă și dacă vrei să te pui la punct cu arta negociatului sau să ai cumva un intro în acest domeniu, să înțelegi cât de important este, ți-o recomand să o citești. Altă carte pe care de data asta o am în formă fizică este... Andrei Pleșu descrie cartea asta ca fiind o carte de căpătâi a civilizației europene. Nu este o carte scrisă recent. De fapt, este o carte antică. Este o carte scrisă de un împărat roman. Mai exact de Marcus Aurelius. Este Gânduri către sine de Marcus Aurelius. Meditations e în engleză. Nu știu exact cum e în limba latină. Nu știu exact care este, dar nu poți să zici meditații, că nu dădea omul meditații, dar Gândul către sine cred că este o traducere destul de ok. Împărat roman, a fost ultimul împărat bun al Romei. Omul a domnit în perioada în care Roma și-a atins apogeul din punct de vedere al civilizației, al armatei, al societății. După Marcus Aurelius, Roma, ca imperiu, a început să decadă. După Marcus Aurelius au venit Caligula, Nero și toți ăștia, știți, care au fost vama lor ca și împărați. Și Marcus Aurelius își crea niște gânduri, pur și simplu în viața de zi cu zi. Când se lovea el de, mă rog, lucrurile cotidiene care existau în Roma antică în perioada respectivă, omul scria niște idei și niște ce ar trebui să facă și cum ar trebui de fapt să procedeze în acele situații. Și este considerat unul din marii stoici. Stoicismul este un curent de gândire care a început să prindă tracțiune în ultima vreme și din ce în ce mai mulți oameni aderă la acest curent de gândire, la această filozofie. Și Marcus Aurelius este considerat unul din marii stoici. Deci da, o carte interesantă și o carte de căpătâi a curentului stoicismului. Plus că îți oferă o viziune foarte intimă asupra vieții în Roma antică. Dacă îți place istoria și dacă îți place să îți imaginezi cum trăiau oamenii în Roma, da, te ajută. Altă carte care mi-a plăcut foarte mult și pe care vă recomand și vouă este, dacă aceste cărți pe care le-am recomandat până acum sunt cărți care să te ajute în dezvoltarea ta personală, cartea asta este ficțiune. Eu nu sunt un mare fan de cărți de ficțiune. Sincer, nu mă rup. Adică am prieteni care citesc numai cărți de ficțiune, gen Harry Potter, Lord of the Rings, mă rog, și altele, că mai sunt și altele, sunt foarte multe. Astea sunt cele pe care... Dar una foarte bună este cartea lui Andy Weir, Project Hail Mary. Este un science fiction distopic foarte interesant, foarte, foarte interesant și care m-a prins. Adică am văzut cartea asta pe foarte multe bloguri și la foarte mulți oameni că o recomandau și am spus, ia mă să încerc, am descărcat-o, am dat play la primul capitol și sincer m-a prins, adică omul ăsta știe să scrie. Nu e prima lui carte, el a scris și Marțianul, dacă ați văzut filmul The Martian, Marțianul, el a scris cartea, există carte după care s-a făcut filmul. Și, din câte am înțeles, se toarnă filmul Project Hail Mary, adică după cartea asta se va scoate un film, probabil ca anul viitor. E super mișto cartea și acum sunt entuziasmat să văd cum o să fie filmul. Deci dacă vreți să dați o tură printr-o lume science fiction foarte, foarte interesantă și dacă vă place matematica și fizica, cartea asta o să vă dea pe spate. E chiar tare. It's a nice ride. Și ultima carte pe care vă recomand de citit anul ăsta este de asemenea o carte de dezvoltare personală. Nu am în formă fizică nici pe asta și de asemenea este una din acele cărți pe care le-am citit de două ori. Se numește The Compound Effect.
Este scrisă de Darren Hardy și este sincer foarte interesantă. Îți explică cum mici obiceiuri, mici îmbunătățiri aduse ție de-a lungul timpului se vor acumula în niște schimbări majore. Și dă exemple concrete din tot felul de domenii și sincer are foarte mult sens și te face să înțelegi că, de exemplu, dacă vrei să slăbești, dacă te apuci să faci 100 de flotări și 30 de genoflexiuni și 1000 de abdomene într-o zi și tragi de tine, a doua zi o să ai o febră musculară groaznică și nu o să rezolvi nimic. Adică dacă vrei să slăbești, de exemplu, e un proiect pe termen mediu spre lung, la modul că ai nevoie de exerciții mici în fiecare zi, în fiecare zi, în fiecare zi și probabil că după o lună nu vei vedea niciun fel de rezultat. Probabil că rezultatele se vor vedea abia după câteva luni spre un an, poate. Depinde cât de mult vrei să dai jos. Dar ținându-te de treabă și înțelegând faptul că aceste mici obiceiuri se vor acumula, asta o să-ți dea o putere foarte mare mentală pentru a continua. Și sincer, am aplicat din aceste principii vieții mele și am văzut schimbări vizibile. Adică trec printr-o perioadă în momentul ăsta în care simt că am nevoie de disciplină. Simt că îmi lipsește foarte mult disciplina și am citit cărți care să mă ajute în a dobândi disciplină. Adică merge pe principiul, un ocean e format din multe picături de apă, știi? Adică câte o picătură, dacă strângi 10 lei pe zi, într-un final o să ajungi cu o sumă destul de mare. Dacă vrei să faci un calcul câți bani dai pe țigări în fiecare lună sau pe... Dacă ar fi să faci un calcul pe termen lung, îți iei mașină pur și simplu. Adică puterea acestei acumulări este extraordinară. Lucrurile se acumulează într-un ritm incredibil. Când vezi matematic, efectiv, cum o mică schimbare făcută acum poate să dea roade enorme pe termen mediu sau lung. Și un bonus, pentru că știu că vă plac bonusurile, o să vă recomand de data asta o carte pe care o am în formă fizică. E o carte grea. Și nu grea la modul că cântărește mult, ci o carte grea emoțional. Este o carte tristă, dar în același timp foarte motivantă. Se numește Omul în căutarea sensului vieții. Este scrisă de Frankl, cum o cheamă? Victor E. Frankl. Și e tristă, dar e trist, e un trist la modul că trist plin de speranță, nu știu cum să vă explic. Omul medic psiholog a trăit pe vremea lui Hitler, din nefericire, și din nefericire pentru el era evreu. Și a fost dus la Auschwitz și închis în lagăr. Și povestește cum în acel mediu efectiv dezolant și în acel mediu în care orice urmă de umanitate dispare și în acel mediu în care erau torturați, chinuiți și obligați să, nu știu, doarmă unii peste alții, dezbrăcați în frig, nespălați și așa mai departe, omul cu toate astea își găsea un sens. Oamenii își găseau un țel de care să se lege, un scop pentru care să trăiască. Chiar și în acele momente. E o poveste incredibilă despre viață și despre moarte și despre cum se poate degrada condiția umană incredibil de mult. Însă cu toate astea, la final, există totuși o sămânță de speranță în orice circunstanță ai fi. Și chiar și în acele situații, oamenii își găseau un motiv pentru care să trăiască. Și mi se pare incredibil când te gândești cum tu zici că ești bătut de soartă sau cine știe ce ghinioane ai și nu poți să reușești în viață și te încurcă și așa, când omul ăsta povestește cum trăiau oamenii la Auschwitz. Și cum cu toate astea au reușit unii dintre ei, mă rog, să scape, alții nu, logic, cei mai mulți de fapt, și numai că au reușit să scape, dar și-au și regăsit sensul în viață după. Și numai asta, omul chiar a scris o carte bestseller, s-a vândut în 4 milioane de exemplare aproape. Adică a rupt cartea asta. Deci da, vă recomand, este o carte emoțională, spirituală.
și dacă vreți să, dacă habar n-aveți despre ce se întâmplă la Auschwitz și despre Holocaust, e un intro bun, adică vă ajută să înțelegeți cât de cât, să nu fiți chiar habarniști în legătură sau ignoranți în legătură cu acele evenimente. Citind cartea asta vă pune și la punct cu evenimentele de atunci și a trebuit să știți ce s-a întâmplat în timpul Holocaustului și vă dă o perspectivă unică asupra vieții în general. Și da, astea au fost cărțile 5 pe care vi le recomand neapărat de citit anul ăsta. Eu, sincer, pentru că am fost într-o perioadă a vieții mele, în ultima vreme am citit foarte multe cărți de business, de marketing, de management, pentru că asta m-a interesat pe mine în perioada asta. Dacă vreți să fac un video și despre top 5 cărți de business pe care să le citești în 2022, scrieți-mi jos în comentarii și dați-mi un like la clipul ăsta că voi ști. Dacă sunt multe like-uri și comentarii pe tema asta, o să fac și un clip de genul ăsta. Și da, sper că v-a plăcut. Dacă da, nu uitați să vă abonați ca să fiți la curent cu alte clipuri pe care le postez și, bineînțeles, să aveți o zi faină oriunde v-ați afla. Pupupahașul!